seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție Analiza. Ca de obicei, vă sunt recunoscătoare că vă petreceți în fiecare joi seara alături de noi, alături de invitații mei pe care încerc să îi aduc în fața dumneavoastră pentru a fi un exemplu pentru noi toți, pentru a ne demonstra că sunt și oameni care fac bine, pentru că de cele mai multe ori vedem și noi, mai ales în ultima perioadă în mass media, apar doar persoane care arată o ușoară tentă negativă. Ei bine, invitații mei toți sunt pozitivi, toți au soarele în suflet, toți sunt oameni cu zâmbete și frumos. Toți sunt oameni care ne fac să fim mândri că suntem contemporani cu ei. Invitata mea de pe prima parte a emisiunii este o invitată, o prietenă a emisiunii noastre, pe care nu am mai văzut-o de mult timp, adică de vreo jumătate de an. Aflăm împreună ce a mai făcut în ultima jumătate de an și spun bună seara doamnei Mărioara Vișan. Și bine ați venit la noi, bine ați revenit. Vă mulțumesc din nou pentru invitație. Știu că viața dumneavoastră se împarte cumva între două țări, între două meleaguri, între două culturi. Cu toate acestea, vreau să vă întreb ce ați mai făcut așa în ultima jumătate de an, de când nu ne-am mai văzut noi la televizor. În ultima jumătate de an în care noi nu ne-am văzut la televizor, am scos un alt volum, de versuri. Printre poeme de suflet. Printre poeme de suflet, în care am adunat multe, multe boabe din sufletul meu, într-o mică mini-antologie, să spunem, sunt vreo 200 de poeme. Și îmi pregătesc, cam în lucru, sper să fie, este o surpriză pe care o desconspir acum. Vă rog. Primul roman din viața mea. Wow, ce frumos! Asta înseamnă că omul, scriitorul Mărioara Vișan a ajuns la o maturitate profesională, ca să zic așa. Să dea Dumnezeu să fie așa cum spui, îmi doresc din suflet, dar cred că da. Vorbim un pic mai târziu și despre planurile de viitor, dar vreau să revenim puțin la poemele de suflet și să-mi spuneți de unde a fost inspirația pentru această carte, ce este nou în ea, cu ce ați venit nou în ea și ce s-a întâmplat la lansare, când s-a întâmplat, este iarăși bilingvă, așa cum ne-ați obișnuit, sau e doar în română, povestiți-ne puțin. Această carte este prima carte pe care am scris-o doar în limba română, după 10 ani în care am scris în amândouă limbile, română și italiană. Pentru că, nu din egoism, ci pentru că a fost ideea unui prieten, renumitul profesor universitar, doctor profesor universitar Constantin Dram, care a venit cu ideea să mă ajute să construiesc acest volum care se intitulează Printre poeme de suflet și care este o antologie propriu culeasă de dumnealui. A muncit foarte, foarte, foarte mult să o aranjeze, a aranjat-o pe 5 capitole, cuvinte și imagini, imagini și cuvinte, stampe pe suflet, poein, e iubirea ca un poem. Care a fost tirajul acestei cărți? În jur de 500, nu foarte multe, dar vor mai fi. Cu siguranță, sunt absolut convinsă, pentru că eu mărturisesc și am să le spun și telespectatorilor, am fost la lansare și am văzut că a venit foarte multă lume și foarte entuziasmată, așa că sunt convinsă că 500 de exemplare e un număr mic. După părerea mea, este un număr rezonabil. Da, lansarea a fost într-o locație superbă, de 5 stele, italiana din mine. Și am avut fericirea să vină foarte, foarte multă lume. Chiar la un moment dat le-am spus invitaților mei că eu consider acea manifestare ca o a doua nuntă a mea cu Franco. De fapt, în toate mărturisirile dumneavoastră și în toate întâmplările din viața dumneavoastră,
totul are o legătură cu Franco, cu nunta, cu întâlnirea, cu totul se completează cumva și devine același lucru cu întâmplările fericite din viața dumneavoastră. Trebuie să vă mărturisesc că dacă Franco nu ar fi existat în viața mea, eu nu aș fi fost ceea ce sunt astăzi. Absolut tot ceea ce se întâmplă frumos în viața mea de 12 ani încoace, îi le datorez lui Franco, căruia vreau să-i mulțumesc și pe această cale și îi mulțumesc în toate secundele vieții. Eu sunt convinsă că știe foarte bine ceea ce gândiți dumneavoastră. Îl salutăm și pe domnul Franco. Revenind la carte, vreau să vă întreb, ați spus că este prima ediție scrisă doar în limba română. Cât de fidelă este traducerea în poezie, dintr-o limbă într-alta, din limba română în oricare altă limbă, dar haideți să specificăm acum în limba italiană, pentru că trăim românește, simțim românește, avem cuvinte proprii care ne sunt doar ale noastre și atunci cât de fidelă poate fi traducerea? O să vă explic. Indiferent din care limbă se traduce, eu, traducătorul meu, Francesco Altieri, de care v-am vorbit de atâtea ori, când îmi traduce o poezie, mă sună de 10 ori pentru o poezie să mă întrebe: în metafora asta ce ai vrut să spui? Luăm exemplu bobului de rouă. În italiană nu există bob de rouă, da? Și atunci a trebuit să-i explic ce vreau să spun cu bobul de rouă ca să fie pe înțelesul lui. Și trebuie să mai știți un lucru: traducătorii influențează de multe ori un poem sau romanul pe care îl traduc, pentru că vin cu ceva de la ei. Și adaptează la propria stare. Exact. Și la propria limbă. Exact. De-aia trebuie să fim foarte atenți ce traducători alegem, pentru că mai sunt și cealaltă parte a medaliei de traducători care dau pe Google. Da, asta e cel mai ușor de făcut, dar nu e traducerea corectă deloc, sigur că da, și cei care știu o altă limbă decât cea nativă știu foarte bine că traducerea nu este fidelă. Pentru că pe mine m-au întrebat mulți de ce nu-mi traduc eu cărțile în limba italiană, pentru că de acum sunt ani de zile de când trăiesc acolo. Și le-am explicat, pentru că metaforele românești nu sunt ușor de tradus. Așa este. Nu spun că nu au și ei metaforele lor. Au pe care ei. Nu le avem noi. Pe care nu le avem noi, exact. Dar eu încă nu am ajuns la acel nivel de cultură italiană pentru a reuși să-mi traduc metafora de maniera să-mi placă mie. Pentru că Francesco spune tot timpul că eu am metafore la puterea 14, metaforă, ceea ce este foarte greu de tradus. Da, e o provocare și pentru traducători și cred că poezia în special este cel mai greu de tradus, pentru că poate proza e ceva mai simplă, dar poezia exprimă foarte multe stări sufletești și atunci e un pic mai greu de tradus. Și proza exprimă de multe ori, pentru că pentru a ajunge la o temă dată, da, trebuie să îmbraci, nu? Ca să ajungi la subiectul pe care tu vrei, trebuie să-l dezvolți. Și să exprimi este corect. Foarte greu și la roman. Dar la poezie, da, este adevărat. Trebuie să aibă traducătorul un suflet de poet ca să poată să facă traducerea cum trebuie. Care sunt sursele de inspirație pentru poeta Mărioara Vișan? Câta oară! Se spune că cel mai bine scrii poezie când ești trist. Să știți că la mine este adevărat. În același timp, se scrie bine... De fapt, eu am foarte puține poezii despre fericire, despre... Nu vă inspiră fericirea? Sau vreți să o păstrați doar pentru dumneavoastră? Nu, poate încă nu am ajuns la acel nivel. Pentru că fericirea pentru mine este o evoluție extraordinară la care foarte puțini ajung. Da? Dar scriu foarte mult despre iubire. Scriu foarte mult despre ezoterism. În ultimul timp am foarte mult, mă sperii și eu, câte poezii am despre
suprarealism despre... Probabil că noutățile, imaginile noi din viața dumneavoastră vă inspiră să luați o altă cale a poeziei. Poate că ai dreptate. Sunteți omul care vizitează foarte mult și vă urmăresc și în permanență vedeți locuri noi, vă întâlniți cu oameni noi, dialogați cu persoane pe care nu le-ați cunoscut până atunci, așa că poate asta este influența pentru este momentul asta, acesta. Este asta, dar într-o altă manieră, în conceptul meu, pentru că întâlnind oameni noi, caractere noi, întâlnind karme noi, da? Eu evoluez din punct de vedere astral. Mă înalț pe o altă treaptă energetică. Și atunci, înălțându-mă pe o altă treaptă energetică, am o altă viziune asupra universului. Mărioară. Ce i-ați sfătui pe cei mai tineri care își încearcă condeiul pe hârtie pentru prima dată? Oameni care poate, tineri, care poate și-au făcut două notițe, care n-au încredere în ei, care nu sunt siguri pe ceea ce exprimă pe hârtie. Care ar fi sfatul? Mi-ați pus o întrebare foarte grea și o să vă explic de ce. Pentru că nimeni nu îți poate da sfaturi atunci când pornești pe acest drum, care este o golgota și în care... Uneori faci o muncă de Sisif, da? Și din simplul motiv pentru că nu reușești niciodată să ajungi acolo sus, dar nu pentru că nu ai talent, ci pentru că sunt cercuri închise de personalități. Un număr de personalități au cercul lor. Un alt număr de personalități are cercul lui. E greu de pătruns în aceste foarte cercuri greu. Pentru că foarte aceste greu. Cercuri există în oricare domeniu. Nu doar în lumea, știu eu, scriitorilor sau în oricare domeniu există astfel de cercuri. Depinde poate cât ești de talentat și câtă deschidere ai către aceste cercuri. Poți fi oricât de talentat vrei. Dacă te lași copleșit de primele critici, ceau, s-a terminat, nu mai devii poet. Trebuie să ai tăria și forța și să înțelegi că fiecare poem care unuia îi pare greșit, altuia poate să-i placă foarte mult. Există greșeli în poezie? Dacă vă vorbesc din punct de vedere al cititorului, nu. Dacă vorbește un expert, un critic literar din ăia așa, da. Dar eu rămân la ideea mea că poezia este ceva ce se exprimă prin puritatea sufletului. Da? Toți avem puritate în sufletul nostru. Absolut toți suntem puri la începuturile noastre. Pe parcurs ne mai... Eu am înțeles așa că știința ne demonstrează că există greșeli în poezie, viața ne demonstrează că nicio greșeală nu e greșeală. Bravo! Ai văzut! Care este recunoașterea, mulțumirea pentru un scriitor ajuns la maturitate? Când consideră el că și-a atins scopul și ceea ce a scris, a exprimat în tocmai ceea ce simte? Azi v-ați pus în gând să mă decapitați. Nu. Încercăm doar să pătrundem în tainele poeziei. La fel sunt mai multe situații, da? Cu fiecare poezie pe care o scrii, o lași să dospească puțin și apoi o scoți la rampă, cum se spune, între virgule. Când o citești, spui, vai, e cea mai frumoasă poezie pe care am scris-o. După care vine cealaltă, nu? Așa fac toți artiștii, de altfel. Exact. Fac un tablou și e cel mai frumos ultimul, exact. După care fac altul și e mai frumos decât cel exact. Dinainte. Deci, în concluzie, atunci când creezi frumosul, ca să cuprindem toate formele de frumos,
Nu pot spune niciodată că ăsta este maximul pe care am putut să-l dau de la viață. Nu. Dar întotdeauna... când ești mulțumit cu ceea ce ai realizat, când poți să spui, iată, mi-am atins scopul pentru care am plecat la acest drum? Există momentul acesta? Asta ar trebui să existe în momentul în care ajungi la sfârșitul drumului. Până ajungi la sfârșitul drumului, ai de urcat. Cu piedici, cu bucurii, cu premii, cu nu premii, cu tot ce doriți. Dar ai de urcat, nu te oprești. Nu poți să te oprești, n-ai cum. Înțeles. Știu că se fac diferite întâlniri între scriitori, fie că vorbim despre poeți, fie că vorbim despre epigramiști, fie că vorbim despre scriitorii de proză. Ce se întâmplă la astfel de întâlniri? Multe dintre ele sunt în zone pitorești, poate ca o relaxare, poate ca o vacanță. Ce se întâmplă acolo? Da, un subiect foarte interesant. Se organizează de mulți ani tabere literare. Cred, nu sunt sigură. E ca un schimb de experiență, da. Că noi toți avem în domeniile noastre diferite schimburi de experiență. Exact. Așa e și la... Vreau să vă spun că cred, nu sunt convinsă, că această modă, să spunem, între virgule, a inițiat-o Rodica Rodean de la Universul Prieteniei cu foarte, foarte mulți ani în urmă. Pe vremea când a fost și la Roma. Da, vă aduceți aminte. Și a perpetuat... A făcut, mi se pare, tabără cu numărul 15 anul acesta. După care mai este o altă scriitoare pe care eu apreciez foarte, foarte mult, care se cheamă Mariana Moga, care organizează la fel tabere de creație la care am participat și la care voi participa și anul acesta la Câmpul Lung Moldovenesc între 11 septembrie și 15 septembrie, la care vin poeți, scriitori, sculptori am avut în tabăra Marianei rândul trecut, pictori am avut, au venit din Anglia, au venit din Italia, au venit din Belgia. Toți cei cu sensibilitate sufletească. Da, da. Și o cântăreață de folk. Și ne întâlnim acolo și ne schimbăm cărți, prezentăm cărți și se fac diferite activități. Se fac concursuri de creare poezie în acel instant. Moment. Instant. Da, și așa mai departe. Asta ține tot de experiență până la urmă. De talent. Eu nu i-aș spune, nu știu dacă există experiență în a scrie poezie. Pentru că trebuie să existe talent. Că experiență fără talent... Mă duc la dicționar, caut cuvântul acolo și îl pun pe pagină. Aia nu-i poezie. Ne apropiem de pauză și înainte de pauză vreau să vă întreb despre roman. Mai spuneți-ne câte ceva. A, nu, e secret. Am zis doar că am început. Ați început să-l scrieți? Sau ați început? Eu am început să-l scriu de 8 ani. Dar am scris doar 60 de pagini și m-am oprit. Reflectă întâmplări din viața dumneavoastră? Da, pentru că m-am gândit că încă nu sunt pregătită. Dar la fel, cineva m-a îndrumat și mi-a zis, hai că e timpul. Să vedem. Probabil că e timpul și dacă cei mai potriviți în domeniu au spus asta, de ce nu? Să vedem, încercăm. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ne-ați mai adus așa puțină bucurie și puțină lumină în sufletul nostru și vă doresc succes, să știți că noi venim și la lansarea romanului. Eu vă invit înainte, în 5 octombrie, vă invit la relansarea acestui volum care va avea loc sub îndrumarea președintei Elena Mândru, pe care o veți invita. Sigur că da. Care este președinta Asociației Societății Scriitorilor Fără Frontiere. Pe doamna Elena Mândru o vedem în câteva minute, exact. Așa că deocamdată succes și mulțumesc ne vedem mult. Pe 5 octombrie. Vă mulțumesc mult din suflet. Dragi telespectatori, o scurtă pauză cât să vă umpleți un pahar cu apă și revenim.
revenit pe cea de-a doua parte a emisiunii, dragi telespectatori, și ca de obicei vă reamintesc că subiectul zilei de astăzi este unul frumos. Ca de obicei frumos, doar că de data aceasta e ceva mai lipit de sufletul nostru. Vorbim despre lucruri care ne sensibilizează pe fiecare dintre noi, lucruri care exprimă oarecum ceea ce simțim în așa fel încât să vadă și cei din jurul nostru. Și așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, alături de mine sunt doar oameni frumoși, oameni care ne modelează într-un fel sau altul, oameni de la care putem lua exemplu, oameni care ne arată o cărare corectă pe care ar fi bine să mergem. Dacă pe prima parte a emisiunii a fost doamna Mărioara Vișan, pe cea de-a doua parte am o altă prietenă a emisiunii noastre, doamna Elena Mândru, președintele Societății Scriitorilor Fără Frontiere. Bună seara, bine ați revenit la noi! Bine te-am regăsit! Că noi nu ne-am mai văzut de vreun an. De un an și. De un an și. Și da. Cum vă știu, așa o persoană foarte activă și foarte puternică și implicată în tot felul de activități, spuneți-ne ce ați mai făcut în ultimul an. E, multe. Ca de exemplu. Păi, dacă eu pe plan profesional, personal, am scos o carte cu poezii. Asta nu e personal, că e tot profesional. Da! Culorile magice ale cuvintelor. O carte la care am lucrat ceva mai mult timp, pentru că am mai făcut și altceva printre timp. Nu poți să stai numai pe... Nici nu v-aș vedea stând așa. Nu. Mai departe, am participat la festivaluri unde am avut... Unde ați fost premiată, că am văzut foarte multe diplome. Ia povestiți-ne. Ei, însă mult laudați, așa... Da, am luat premii la Vișeu de Sus, ca de obicei. În general, știți în ultimul de ce timp... Toată lumea are impresia, toți invitații au impresia că îi pun să-mi povestească despre succesul lor, pentru că vreau eu să-i fac nu pentru asta, ci pentru că sunt oameni care se uită la televizor, oameni care nu au încredere în ei, nu au suficientă încredere, oameni care își imaginează că dacă nu mai ai 20 de ani, totul este compromis și nu mai e loc de a ieși la rampă. Nu, sunt exemple și avem destule în jurul nostru și de aceea aș vrea să fim exemple. Da, bine atins aspectul cu festivalurile, pentru că sunt o rampă de lansare atât pentru tineri, dar și o motivație de a scrie. În general, la festivaluri se dau tematici. Deci nu scrii tu ce-ți vine în cap, se dau tematici. Fie că este, și în ultimul timp eu particip la festivalurile de umor, în ultimul timp de mult, unde sunt tematici pe umor. Chiar dacă tematica pare foarte serioasă și te scarpini și zici, vai de mine, oare ce să scriu? Parodiile, care sunt oarecum cele mai grele, chiar acum scrieam o parodie la o poezie simplă, Câți ca voi, a lui Topărceanu. Pare simplă, dar în momentul în care faci o parodie, mergi la fel pe o formă fixă de parodie, de poezie, cu rimă, ritm, prozodie, deci componență, și ca atare respectând cutumele unei prozodii, în sensul că eu trebuie să respect rima de la sfârșit, ritmul și restul povestea. Nu le faci așa după cum îți tună ție și te-ai încadrat în tematică și cam aia e. Nu. Deci este destul de complicat. Deci am să vă citesc eu, mi-am căutat aici pentru că rapid am lăsat și carte și revistă, totul le-am lăsat frumușel, una în taxi, una acasă. Asta este, dar cuvintele sunt la mine. Mai departe, am avut activități lunare, așa cum știi foarte bine, pentru că trebuie să aducem aminte telespectatorilor că tu ești... Sunt ambasador cultural al Societății Scriitorilor Fără Frontiere. Pe toate fronturile. Lucru de care vă mulțumesc și sunt foarte mândră și mă bucur să fiu între oameni atât de frumoși și cu care mă reîntâlnesc de fiecare dată cu drag. Da, o să revenim la acest aspect, pentru chiar zilele trecute și eu și eu și eu și eu, și eu la activitate pe care o să o spunem rapid. Revin, deci, activități la festivaluri. Aceste activități la festivaluri, întâi ce ai de scris, că e poezie, că e aforism, că este epigramă, poezia în toate formele ei clasice, rondel, sonet, fabulă, gazel. Și acestea, de fapt, sunt creațiile tale,
care mai departe pot constitui o parte din cărțile pe care le scrii. Și revenind la partea personală, mă ocup printre timp și de o următoare carte de umor, poezie umoristică. Sau cam adunat ce ar fi cazul să fie văzute de public. Știu că poezia umoristică, deși la prima vedere ar părea cea mai ușoară, e de fapt în sensul cel mai pur și mai adevărat una dintre cele mai grele tipuri de poezie. Da, așa este. Eu scriam poezie umoristică de ceva vreme. Din 2018 am început să scriu, după problemele mele personale, cunoscute sau mai puțin cunoscute, am început să scriu în durerea mea și în... A fost modul de a vă exprima. Exprima unde? În umor. Nu știu de ce, de unde această înverșunare de a scrie umor. De fapt au venit, pentru că începând din primăvară, din aprilie și până toamnă târziu, sunt festivalurile de umor, la care eu particip... cu tot dragul, fără să-mi pun dinainte, domnule, iau un premiu, iau o mențiune, iau. Nu iau. Acum, la drept vorbind, cred că e plină casa de premii și da, diplome. Da, e plină. Dar nu asta este ținta mea. Sigur de a lua premii. Da. Este de, în continuare, de a-mi verifica capacitatea de a compune aceste forme de poezie și de, că... probabil de a vă menține tonusul și lucrul acesta cu mintea. E corect, așa este. Toate rotițele astea care trebuie să se învârtă în și permanență. Și care trebuie să nu le lași să se încălcească. Exact. E o luptă internă pe toate planurile la fiecare om de-al minte. Așa este. Fiecare se gândește, măi, ce pun mâine pe masă, ce fac... Doar că unii se lasă copleșiți de problemele astea cotidiene, da, și uită să pună rotițele minții în mișcare. Folosesc expresia uzuală, nu am timp. Exact. Este foarte des folosită. Ori Dumnezeu să-L odihnească pe tatăl meu, întotdeauna ne spunea, cu înaintarea în vârstă, dragilor, timpul este același. Timpul este noi cum ne faci. Trecem prin sigur timp și da, depinde cât folosești segmentele de timp în fiecare zi. Așa este. La ce le folosești? Pe o hârtiuță. Asta. Bifez sau nu bifez, bifez. Creierul îmbătrânește și el ca oricare organ dacă nu este folosit. Se atrofiază ca oricare organ. Și atunci trebuie, dacă noi suntem conștienți că vrem să progresăm chiar și la o anumită vârstă, trebuie să-l folosim. Citind o carte, citind o știre, citind un ziar, conversând, participând la diferite acțiuni. Așa iată, este. Am fost alaltă seară la o prietenă de-a noastră, soprana Marina Porum, la Palatul Culturii. Un concert superb, am văzut a fost fotografie. Un concert minunat. Aș putea să mă laud că prima dată am propulsat-o la Palatul Culturii eu în cadrul unei lansări și de carte. Și este o prietenă patrie. Constantă și este a societății da, sigur că da, frontiere. Și am avut chiar bucuria de a vedea în CV-ul ei participarea ca membra a Societății Scriitorilor Fără Frontiere și pentru asta îi mulțumesc. O salutăm și o felicităm și pe Marina Porum și sper să reușesc să o aduc și pe dumneavoastră într-o emisiune. Da. Cât mai curând. Mi-am propus acest lucru. Așa, revenind, haideți că timpul trece și acum se termină. Citiți-mi, vă rog, că ne-ați promis. Am promis, dar uite-te că, din păcate, eu știu a fugit, că eu nu place să folosesc telefonul. Eu știu telefonul. Că telespectatorii se plictisesc uneori de conversații peste conversații așa și așteaptă este. Și o din păcate, pauză. Eu nu folosesc telefonul pentru citit. O să discutăm apoi și despre planurile pe care le aveți la Societatea Scriitorilor Fără Frontiere. Între timp, da, pot să cât caut poezia, pentru că este acest gazel este undeva mai târziu, iar telefonul nu manevrez cum trebuie. Dar pot să spun că am inițiat o acțiune nouă.
impresionată fiind în aprilie anul acesta, fiind la Cernăuți, la Palatul Național Mihai Eminescu, un moment în care s-a petrecut cea mai mare tragedie în momentul acela. Când în războiul atât de urât, urât pe care îl știm cu toți, da, au murit părinții copiilor din raionul Cernăuți. Raionul Cernăuți, care eu am o colaborare fructuoasă cu o societate, Doamnele Române de la Cernăuți, a cărei membru am și devenit, și cu Societatea Scriitorilor din Cernăuți, condus de scriitorul și profesorul Nicolae Șapcă. Se numește Cenacul Transfrontalier Mașina cu Poeți. Având din nou onoarea să fiu singura din zona Moldovei, dincolo de Bucovina, da. De asemenea, am luat legătură cu Biblioteca HDU din Ungheni, iarăși activități comune și la Iași și la Ungheni. Revin la Cernăuți, pornind de la un caz social în care o fetiță a rămas orfană. Mi-a venit ideea să înființăm, să creăm o acțiune în care să putem să ajutăm copiii români din raionul Cernăuți cu formă financiară concretizată în ceea ce cunosc Doamnele Române care se ocupă de copiii respectivi. Și Societatea Scriitorilor, împreună cu revista noastră, revista Moldova Literară, precum și cu prietenii pe care personal îi am în țară și în străinătate, fără să fie neapărat în domeniul literaturii, strângem bani și în cadru public, în mod organizat și contabilizat, înmânăm bani, deja am și făcut-o la Șarodornei în iunie și urmează o altă tranșă și îți mulțumesc că ești alături de Sigur noi. Sigur că da. M-a bucurat tare Sigur. Mult și este o acțiune, zicem noi, pe termen lung, mai ales că am prieteni care au spus mergem până la capăt, nu știm care e capătul, mergem până la capăt. Sigur, pentru noi pare 1.000-2.000 de lei pare puțin. Pentru că nu toată lumea zice bravo, bravo, dar mai puțin acționează. Se întâmplă. Dar pentru ei este foarte mult, dat fiind criza financiară. Vă dați seama că un leu, 8 grivni, mergi cu sacul de bani să iei o pungă de făină. Și este o acțiune pe care... și despre asta și am să le spun acum telespectatorilor care vor să se implice în această situație sau caute pe doamna Elena Mândru sau Societatea Scriitorilor Fără Frontiere, Sim, atât pe rețelele de socializare cât și în particular și puteți să susțineți această cauză către cei care au nevoie realmente de ajutorul nostru, un ajutor care pentru noi poate fi neglijabil, dar pentru ei este neprețuit. Da, mulțumesc tare mult cu această ocazie pentru enunțul acestei acțiuni. Și enunț pe care noi îl facem și în revista Moldova Literară, nu pentru a arăta că uite persoanele respective, tocmai pentru a veni și alte persoane care citesc și nu știu despre ce. Puterea exemplului funcționează, am spus-o dintotdeauna. Asta așa este, dar tot atât de bine nu poți să obligi pe cineva să spui nu. Este aspect de suflet și de inimă. Așa este. Iar revenind la acțiuni viitoare, avem o prima acțiune care va fi de concretizată tocmai cum spuneați mai devreme cu doamna Mărioara Vișan. Și pe 5 octombrie, am reținut bine, da? Pe 5 octombrie va fi deja, mi-am schimbat total ieri. Ați reconfigurat programul. Da, am reconfigurat și discutând cu ea a zis wow. Și pentru cei care nu vă cunosc, am să le spun eu celor care ne privesc că doamna Elena Mândru este un exemplu de tot ce înseamnă spiriduș din toate punctele de vedere, și surprize, și grabă, și seriozitate, și absolut tot. Deci este exemplu de ce înseamnă o mână care
care te ajută atunci când trebuie și când ai nevoie. Bine spus, când trebuie. Da. Deci să fii pe fază, cum se spune, pentru că atunci este important. Sper sigur să dau da. Și de imediat de Ron Gazelul, cu care am luat un premiu la premiu frumos la Vișeu de Sus, la festival. Știu că munciți foarte mult la aceste versuri și vă urmăresc activitatea. Într-adevăr, nu e ușor, mai ales la zona de gazel, dar sper să o găsesc cât de repede, să nu țin și tot atât de repede o citesc, dar pentru că cu telefonul eu mă... Tehnologia ne dă de furcă da, de fiecare dată. Da, nu folosesc dată. Telefonul pentru pentru citire. Nu știu, foaie aici în mai... În timp ce căutați acolo, spuneți-ne când este următoarea ședință a Societății Scriitorilor Fără Frontiere. Următoarea întâlnire. Da, următoarea întâlnire, sincer să vă spun, nu e programată, pentru că luna septembrie e o lună foarte plină. Din punctul meu de vedere, în primul rând că voi participa la festivaluri și în al doilea rând pentru că avem activitate de întâlnire tocmai cu tot, cercul transfrontalier Mașina cu Poeți, cu cei de la din Ucraina. Din Ucraina. Și atunci, gata, am găsit gazelul. Nu plesnesc de sănătate. Starea mea de sănătate pare bună în tot și toate. Sunt ca marsă în cerul gurii, toate în mine sunt, toate în mine sunt bătate. Intestinele de vreme sunt vocal prea agitate. Mâinile par albăstrele, când le vezi zici că spictate. Fața mea și ea gălbuie, fără pic de fermitate. Oasele mă dor într-una, parcă ar fi micșorate. Venele sunt subțirele, căs de sânge recoltate. Când inspir un aer proaspăt, pieptul aprig mi se zbate. Iar în cap am doar rețete de la medici căpătate. Însă n-am bani pentru ele, pensiile sunt virusate. Aceasta este o tematică despre sănătate. Și m-am luat exemplu pe mine. Nu puteam să am o altă sursă de inspirație decât pe mine. Întotdeauna, întotdeauna sursele mele de inspirație sunt propria persoană. Sunteți propria muză. Da, sunt propria muză. Da, nu am o muză decât în domeniul sau în linia bărbaților. Și fie că e umoristic, fie că e de poezie, de o iubire, o muză așa imaginară, niciun caz soțul meu nu știe, el știe că nu scriu pentru să știți el. Că nu ne aude, puteți să spuneți că aici nu ne aude. Nu, el știe, nu, el știe. Rămâne așa, secret. Da, să rămâne secret între noi, să vadă toată sigur lumea. Sigur că da. Da, acum pe 25 august va ieși revista numărul 3 al Moldovei Tirare, o revistă foarte bogată, un A4 și pe un front de A4 și... Revistă muncită, de altfel. Da, muncită împreună. Cu atenție. Da, avem un grup care muncim să iasă din ce în ce mai bine și o să spun redactorul șef, doamna profesor Maria Petroaie, profesor de limba română, da, o salutăm. Doamna profesor de limba română de la Vatra Dornei, Paraschiva Butnăriței, doamna profesor doctor de limba română de la Câmpul Lung Moldovenesc, tot de limba română, și eu care sunteți sunt onorocoasă pentru că aveți în jurul dumneavoastră doar oameni frumoși, oameni valoroși. Nu poți să faci ceva care să placă lumii, să fie vizibil, să răsfoiască lumea dacă nu lucrezi cu oameni, cu echipă. Echipa contează foarte mult. Așa este. Cât ar fi conceptul de frumos, ideal, dacă echipa nu este în concordanță, fără să existe face aia, nu facem. Cum facem. Sigur că da. Și atunci va ieși ceva frumos. Sunt absolut convinsă, ca de fiecare dată. Să știți că, vă repet, suntem și cu ochii pe dumneavoastră, pe toată lumea. Noi vrem să știm tot ce se întâmplă în lumea literar-artistică și ne place să fim prezenți și să fim în mijlocul și dumneavoastră. Și un alt proiect și închid este aceea că împreună cu tine, care te-ai oferit și
am așa tres altfel, să aducem de la Ucraina două doamne jurnaliste care se ocupă foarte mult de istoria locurilor, pentru că au o istorie în zona Cernăuților, iar una din jurnaliste este o cantautoare cunoscută și în țara noastră, care o să o cunoaștem. Le vom prezenta la momentul potrivit, cu siguranță. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația. Cu toată dragostea și cu drag. Și vă urez succes! Doamne ajută la toată lumea! Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că iată împreună am mai petrecut o joi seară și vă dau întâlnire joia viitoare la aceeași oră, 18:10.